S-a vorbit aici despre o apropiere de Scriptură, să citim mai mult, să parcurgem programul acela de citire a Bibliei într-un an de zile și foarte frumos să iau câteodată măsuri să citesc mai mult, să nu rămână în urmă, că sunt zile în care nu reușim să citim și atunci trebuie să recuperăm, fie să luăm un avans înainte, fie să recuperăm după ce trec zilele în care n-am putut citi. Dar vreau la acest început de an, iubiți frați și surori, să ne întoarcem spre rugăciune, care a devenit așa un fel de cenușăreasă a bisericii. Observați deja cântarea care am cântat-o, a dat câteva definiții despre rugăciune. Problema este că știm aceste definiții. Problema este că se scriu tratate despre rugăciune și cărți groase despre rugăciune. Dar trist este că ne rugăm foarte puțin. Dumnezeu să ne ajute ca anul acesta să fie un an al rugăciunii, un an al apropierii de Domnul, pentru că atunci când omul lucrează, dar când omul se roagă, Dumnezeu lucrează. Noi trebuie să ne rugăm ca El să lucreze, numele Lui să fie binecuvântat. De aceea e nevoie de o concepție bună despre rugăciune. Observați Avram, noi suntem acum la Genesa, citim împreună, sigur, ne uităm la omul credinței. A fost un om al rugăciunii. Dacă noi atunci când începeam un șantier nou, vorbesc din punct de vedere profesional, începeam cu o împrejmuire, începeam cu o baracă pentru birouri, cantina, mai apoi știu eu alte așezăminte, grupul social și așa mai departe, Avram când se așeza într-un loc, ridica un altar Domnului. Domnului care i s-a arătat, se ruga, aducea jertfe, priveau cananiții la el, cine e omul acesta, ce face omul acesta, ce ciudățenie, aduce o jertfă, se ridică fumul în sus, își înalță brațele spre Dumnezeu, se roagă, dar nu știm la cine se roagă. Era o curiozitate pentru ei, dar lui Avram nu i-a păsat niciodată, fie că a mers la Hebron în sud, fie că a mers în Gerar, fie că a coborât în Egipt datorită foametei, Avram a rămas în legătură cu Dumnezeu. Ce este curios, am citit încă o dată această conversație a lui Avram cu Dumnezeu. Și am văzut că uneori Avram nu primea răspuns imediat. Și m-am gândit, este rugăciunea un monolog? Vorbim singuri când vorbim? Alteori Dumnezeu îi răspundea. Când a mijlocit pentru Sodoma, de exemplu, știți că au venit cei trei bărbați, da? Am vrut să spun înger, dar m-am oprit, așa scrie Biblia, trei bărbați s-au arătat, da? La Avram, i-a primit foarte bine, deși ei au spus că nu vrem să stăm la masă, totuși Avram și-a făcut partea lui de gazdă foarte bună, sigur, intrați la robul vostru, intrați sub acoperământul meu, am să pregătesc ceva, să prindeți putere, foarte atent a fost Avram. Dar după ce acești bărbați au plecat spre Sodoma, el a stat înaintea Domnului. Și acolo a fost un dialog. Doamne, dacă vor fi 50, nimicești cetatea? Nu nimicesc, a răspuns Domnul. Avram a mers mai departe în mijlocirea lui, 45, 40, 30. A făcut el socoteala așa să ajungă la minimul, să gândea Lot, soția, cele două fete căsătorite, deja erau de vârsta căsătoriei, cu ginerii, încă cele două fete care nu erau căsătorite, s-a gândit el să găsesc vreo 10 în Sodoma care să fie neprihăniți. Și a coborât așa în mijlocire, rugându-se lui Dumnezeu, primind răspuns de la Dumnezeu și o ultimă încercare a spus, Doamne, să nu te superi pe mine, dacă găsești 10, nimicești cetatea. Nu nimicesc cetatea dacă găsesc 10 oameni neprihăniți. Pentru cei 10 nu nimicesc cetatea. Eu cred, iubiți frați și surori, și fac o paranteză aici, eu cred că Dumnezeu a împrăștiat poporul român în Europa, în oraș, peste tot, să fie măcar acei 10 neprihăniți, să nu nimicească Dumnezeu orașele și lumea, ci Domnul să mai prelungească un pic viața acestor comunități pe unde au ajuns frații români. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cred că ei mijlocesc și cred că Dumnezeu, cel puțin așa ne-a spus prin Duhul Sfânt, n-a îngăduit să vină războiul acesta pentru că au fost mijlocitori. Și vrea să continue pacea dacă se vor găsi mijlocitori. De aceea, iată încă un subiect în plus pentru a ne ruga. Deci, rugăciunea, am zis eu, este o conversație între două persoane, între două ființe, în care de cele mai multe ori unul tace. Nu trebuie să ne supărăm că ne rugăm și nu primim imediat răspuns. Rugăciunea nu se pierde. Spune cartea Apocalipsei că acolo în cerul lui Dumnezeu, pe altarul din slavă, se aducea tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Vrem să ne rugăm mai mult, iubiți frați și surori. Vrem să avem o concepție bună despre această rugăciune. Chiar dacă vi se par problemele care vă stau în față mici sau că se pot rezolva din punct de vedere natural. Rezolv asta, mă duc acolo, fac o călătorie, dau un telefon, îmi aleg o profesie, mă duc la o școală, ni se pare ceva normal, ceva de la sine. Totuși, cereți-i lui Dumnezeu lumină în toate lucrurile. Cel rău pândește și poate să vină o încercare chiar dintr-un lucru mic, dintr-un lucru simplu. O amendă, un necaz, o suspendare a permis, sau știu eu ce poate să vină și noi nu ne dăm seama cât de vulnerabili suntem în lumea aceasta, suntem înconjurați de forțele acestea ale întunericului și avem nevoie să ne rugăm. Nu ieșiți din casă fără să vă rugați. Nu neglijați rugăciunea. M-am uitat așa cu atenție și am văzut că oamenii au încercat să înlocuiască rugăciunea. Au căutat să reducă rugăciunea. Și este această invenție, sigur, sună așa bombastic, laudă și închinare. Problema care este? Că proporția ei nu este bună. Este foarte, foarte, foarte multă laudă și puțină închinare. Se cântă o cântare, două, trei, se pregătește poporul și rugăciunea e un minut. Vi se pare normal să fie așa o proporție? Este foarte adevărat că rugăciunea ne pregătește, cântarea ne pregătește pentru rugăciune. Știți, când un proroc a fost chemat, coaliția acea armată dintre Israel și Iuda, care mergeau împotriva dușmanilor, și prorocul a fost un pic tulburat pentru că nu-i plăcea de Israel, care le pădase pe Domnul și mergeau după dumnezei străini, și chiar a spus: dacă n-aș avea în vedere pe împăratul lui Iuda, la tine nici nu m-aș uita, du-te la prorocii tatălui tău și a mamei tale. Și în tulburarea aceasta prorocul n-a mai avut ungere, n-a mai avut călăuzire, a simțit așa că nu-i mesaj de la Domnul și a spus să vină un cântăreț cu harfa. Și după ce a venit cântărețul cu harfa, și cred că a cântat din cartea psalmilor, căci unii psalmi chiar în titlu are să fie cântați cu harpa cu 8 coarde. Așa scrie în titlu. A venit cântărețul cu harfa, a cântat și Duhul Domnului a venit peste proroc și Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Iubiți frați și surori, nu înlocuiți rugăciunea cu altceva. Nu reduceți rugăciunea. Nu anulați rugăciunea. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm mai mult. Îmi propun aceasta, că sunt zile și mi-am amintesc deodată cu tristețe că ne-am luat cu treaba și cred că și noi să constatați acest lucru, ne-am luat cu treaba și vai de mine, nu m-am rugat astăzi. Și știi când sezizăm că nu ne-am rugat? Când într-o intersecție cineva să dea cu noi cu mașina, era cineva să ne calce pe trecerea de pietoni sau știu eu, și atunci ne trezim, vai, de ce am pierdut protecția? Am uitat să mă rog astăzi. Și spre rușinea noastră o spun, sunt zile în care ne trezim că am început ziua fără rugăciune. Dumnezeu să ne păzească, să începem ziua cu rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că rugăciunea este o luptă. Simți așa o povară atunci când trebuie să mijlocești și câteodată aș face orice altceva numai să nu mă duc în cameră să mă rog. Simt așa că apasă o povară tot mai grea. este povara familiei, este povara bisericilor. Te sună cineva, auzi o veste din asta nefastă, cineva a fost diagnosticat cu cancer sau alte situații, un accident grav, o durere într-o familie, a murit cineva, au rămas copii orfani și e așa o povară care apasă peste noi și nu mai avem apetitul acesta de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să depășim momentele acestea și să începem să ne rugăm, pentru că numai așa vom avea biruință. Domnul să ne dea anul acesta un an al rugăciunii, alături de citirea Scripturii, sigur, și uitându-ne la rugăciune, vreau să vă spun că ea trebuie să fie însoțită. Da? După ce ne-am gândit la o definiție, alții au spus rugăciunea este cheia, așa cum am cântat, care deschide cerul, alții au spus rugăciunea este respirația sufletului, eu am spus că este o conversație între două persoane din care de cele mai multe ori una tace, primește cel care se roagă răspuns mai târziu. Observați, așa cum vă spuneam, uneori Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și Avram a tăcut, alteori a vorbit Avram și Dumnezeu a tăcut, dar a împlinit ceea ce a cerut. Pentru că ne uităm la Domnul Isus și noi facem un pic o greșeală când vorbim despre rugăciunea din Ghetsimani. Autorul, când prezintă lupta din Ghetsimani, se concentrează pe expresia aceasta, fă, Doamne, să treacă paharul acesta. Și avem impresia că toată rugăciunea, da, din Ghetsimani a fost așa ca un fel de văicăreală, că Domnul a vrut să fie izbăvit de paharul acesta. Ori nu este așa. Iată ce spune Cartea Evreilor, da? Vreau să vă citesc, sigur, în Evrei, capitolul 5, vreau să vă citesc, pentru că acolo se vorbește despre rugăciune și sunt detaliate niște lucruri de care avem nevoie în această seară. El este acela, da, versetul 7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. E clar că e o referire la rugăciunea din Ghetsimani, când efectiv transpirația s-a transformat în picături mari de sânge, nu ca de sânge. Să nu trecem în partea cealaltă și să minimalizăm lupta care a fost în Ghetsimani. S-au făcut picături mari de sânge. Așa o hemoragie la nivelul capilarilor, dacă pot să spun așa, nu vreau să folosesc termeni împotriva medicinii sau știu eu, dar a fost o luptă puternică acolo. Da? Cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de paharul acela, da? De la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. În Ghetsimani Domnul a fost ascultat, pentru că vreau să vă citesc în cartea Isaia, capitolul mereu citit, Isaia 53, acel capitol controversat despre care vă spuneam că evreii se ceartă atunci când vorbesc despre cel din Isaia 53, nu știu exact cine a fost. Știți că și familia etiopiană a întrebat pe Filip, cine e aici, un prorocul sau un altul? Despre cine vorbește aici? Disprețuit și părăsit de oameni. Suntem în Ghetsimani. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Mergem mai departe, suntem la Golgota. Da? Totuși el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Acestea erau vocile care se auzeau acolo la cruce. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți, slăviți să fie Domnul. Iată unde este baza vindecărilor noastre, iată unde este sursa vindecării noastre, sângele lui Iisus ne mântuiește și ne dă vindecare, slavă lui. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotuni, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Și trec mai departe la final. Aici am vrut să ajung. Îmi place așa de mult ultimul verset din capitolul 53. De aceea îi vor da partea lui la un loc cu cei mari, va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, a purtat păcatele multora, da? A fost pus în numărul celor fără de lege, 2, a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Asta a făcut în Ghetsimani, s-a rugat pentru tine și pentru mine. Și a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Slăvit să fie Domn! Noi suntem în adunare, noi suntem mântuiții lui, pentru că el s-a rugat pentru noi. Credem că Dumnezeu ascultă și astăzi rugăciunea. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeu să ne ajute, să trăim o viață de rugăciune. Iubiți ascultători, rugăciunea trebuie însoțită. Și aici e mai greu. Rugăciunea trebuie să fie însoțită de post și postul să fie însoțit de rugăciune. Cred că ați sezizat câteodată că trece o zi de post și v-ați ruga poate o dată sau de două ori. Că-i lupta aceasta grea și găsești niște activități ca să treacă mai ușor. Așa suntem noi oameni. De aceea în Isaia 58, da, despre postul adevărat, iată suntem în Isaia 53, 58, când vorbește despre adevăratul post, la un moment dat spune autorul, Dumnezeu spune, cuvântul Dumnezeu spune, va da din nou putere mădularelor tale. În ziua postului, sigur, are loc o scădere a forței, are loc o scădere a mișcării, așa scade stilul nostru de viață, se reduce, da? Motoarele se decuplează, omul este mai potolit, mai temperat, vorbește mai încet, merge mai încet. E o luptă. Și postul trebuie să fie însoțit de rugăciune și rugăciunea trebuie să fie însoțită de post. Este imaginea aceea, mi-aduc aminte în adolescență când m-a luat tata la coasă. Era muncă foarte grea și la un moment dat simțeai că coasa nu mai merge. Și tata spunea, ia piatra, ascute coasa și mergi mai departe. Cam așa este rugăciunea, ca un fel de ascuțit al coasei. Să meargă mai departe. E o consumare de energie, la coasă este una din cele mai grele munci, a fost înlocuită sigur cu coase motorizate, auzi mai mult motoare decât fâșitul acela al coasei de pe vremuri, care liniștea cosașul și care îl făcea să mediteze la ce este în jur, în timp ce muncea din greu. Și la un moment dat, sigur, nici piatra nu mai făcea față să asculte coasa. Asta tata spunea, trebuie bătută coasa. Tot așa se întâmplă și vreau să v-am dat imaginea aceasta să țineți minte. Când vedeți că nu merge ceva, trebuie ascuțită coasa, trebuie rugăciune. Trebuie să ne rugăm. Rugăciunea ne ajută și o luăm din nou și mergem mai departe cu noi forțe, cu noi puteri, îi predăm Domnului ceea ce nu putem noi duce, îi cerem ajutorul, ne încredem în El. De aceea Apostolul Petru spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și aduceți-vă aminte că și frații voștri trec în lume prin aceleași necazuri. Și apoi când nu mai mergea coasa ascuțită, trebuia bătută, asta este echivalentul unei zile de post. Când nu mai merge nici cu rugăciunea și vezi că ești depășit de anumite probleme, copiii nu te mai ascultă, la serviciu ai probleme tot mai mari, oamenii nu te înțeleg, știu eu, este nevoie de o zi de post. Rugăciunea trebuie să fie însoțită de post și postul să fie însoțit de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De asemenea, rugăciunea este însoțită de milostenie. Suntem mai materialiști, mai greu. Dar lui Corneliu, când a venit îngerul, a spus, Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns la Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Trebuie să fie însoțită rugăciunea de această milostenie. Sigur, rugăciunea trebuie să fie făcută cu credință. Iacov spune, dacă ne rugăm și nu credem, ne asemănăm cu valul acela. Sus, jos, sus, jos, și cine se îndoiește când se roagă să nu aștepte să capete ceva. Deci rugăciunea trebuie făcută cu credință. De asemenea, rugăciunea trebuie să fie făcută cu evlavie. El a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Când Pavel vorbește despre rugăciune, se adresează bărbaților și se adresează surorilor, fraților și surorilor, bărbaților și femeilor. Și foarte interesant, stimați ascultători, la bărbați le atrage atenția că rugăciunea trebuie să fie într-un anumit fel, da? Problemele cu care se confruntă bărbații sunt mai energici, sunt mai mânioși, așa, se mânie mai repede, dau cu pumnul răutăcios, trântesc ușa, eu știu ce manifestări au. Și atunci Pavel îi spune, vreau de asemenea că bărbații să se roage și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Doamne, ajută-ne! De asemenea, vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, așa cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Doamne, dar te uiți și cum suntem îmbrăcați și îmbrăcate? Eu am văzut persoană care nu-l deranjează că se roagă în maiou. Eu nu mă pot ruga în maiou, mi se pare o indecență. Femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Aș vrea să vedeți dacă acea laudă și închinare, acele bâțâieli care le vedeți, sunt cu rușine și sfială. Aș vrea să vedeți, dumneavoastră comparați. Uitați-vă la Scriptură că noi trebuie să rămânem la cuvânt. Vor veni tot felul de idei, curente, tendințe. Nu ne interesează, noi rămânem la Scriptură. Vreau de asemenea, da, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, așa cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Dumnezeu să ne ajute. Rugăciunea trebuie să fie însoțită. Iubiți frați și sorori, să vedem, și cu asta închei, ne vom ruga, sigur, să vedem care sunt piedicile care împiedică rugăciunea. Că întâlnesc foarte mulți care spun, frate, nu mai știu, m-am rugat și mă rog și Dumnezeu nu mă ascultă. O piedică, sigur, este necredința. Ne îndoim, ne asemănăm cu valul. Cine se roagă trebuie să creadă că a și primit. Doamne, ajută-ne și mărește-ne credința. Așa au spus și ucenici. Este o piedică în calea rugăciunii. O altă piedică, și de cele mai multe ori, sigur, este păcatul, nelegiuirea. În Isaia 59, iată din nou la Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, spune acolo cuvântul Domnului. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să intervină, ca să vă asculte. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. De ce a strigat Domnul Iisus pe cruce? Eli, Eli, lama sabactani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că între El și Dumnezeu erau păcatele noastre, erau ziduri, da? Pentru un timp Dumnezeu și-a întors fața, nu putea să privească cloaca aceea care era deasupra, nelegiuirile. Vai, ce cloco, ce urgie, spunea poetul în poezia Paharul, ce mocirlă fără fund. Toată cloaca din Pompei, urăciunea lui Mamona și a mulțimilor de zei. Păcatul pune un zid de despărțire. Cum vi s-ar părea să mergeți în audiență la un director și directorul să spună, du-te în camera alăturată și vorbești către zidul care e vecin cu mine și dacă te aud de acolo te rezolv. Tot așa încercăm și noi să-L convingem pe Dumnezeu și nu sezizăm și nu știm de ce, dar nu ne ascultă pentru că între noi și El este un zid de despărțire. Așa spune cuvântul. De aceea trebuie rezolvată problema aceasta a păcatului, a nelegiuirii. Păcatul nu trece cu timpul. Trebuie mărturisit. Cine mărturisește fără de legea și se lasă, capătă îndurare. Dumnezeu să ne ajute. Deci este o piedică în calea rugăciunii. O altă piedică în calea rugăciunii este că cerem rău. Spune Iacob, voi vă ciorovăiți, bateți răudăcios cu pumnul, cereți și nu căpătați. Întâi spune nu aveți pentru că nu cereți, deci este încă o motivație pentru rugăciune. Orice problemă avem să o spunem lui Dumnezeu, pentru că El însuși îngrijește de noi. Da? Voi nu aveți pentru că nu cereți, sau, spune El, cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Doamne, vreau să am, nu-mi place mașina care o am, Volkswagen, vreau să am un Mercedes. Cerem cu gând rău. Nu suntem mulțumiți, într-o stare de nemulțumire. Oare rugăciunile noastre sunt o reacție a nemulțumirilor noastre? Vrem să avem mai mult? Vrem să fim mai sus? Care este motivația? Nu ne ascultă Dumnezeu, spune Iacob, pentru că cerem rău, cu gând rău, să risipim în plăcerile noastre. El ne dă ce avem nevoie. În rugăciunea Tatăl nostru, vă spuneam altădată, exprimarea este cam în felul următor: Doamne, pâinea cea de mâine dă-mi-o astăzi. Cam atât. Putem să cerem ceva pentru mâine. Pentru poimâine se îngrijește Dumnezeu. Deci, credem că Dumnezeu ne poartă de grijă, dar nu cerem, repet, cu gând rău, să risipim în plăcerile noastre. Dumnezeu să ne ajute să cerem bine ceea ce avem nevoie, că El poartă de grijă, numele Lui să fie binecuvântat. O altă piedică este o piedică din familie, de natură familială. Spune Petru, sigur, bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevasta, da? Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Iată o piedică. Soția vrea să meargă la rugăciune, îi supărată că soțul nu o lasă, că au rămas lucrurile nefăcute, se duce așa în nerv la rugăciune și se duce degeaba, sau bărbatul. Nevastă, tu rămâi acasă, eu mă duc la rugăciune, sunt un om foarte important, trebuie să dau un demnul la rugăciune. Eu știu care este motivația lui. Și se produce o tensiune între cei doi și este scurcircuitată legătura cu cerul și se roagă degeaba. Nu este ascultată rugăciunea. Așa spune și eu am văzut. Am văzut, am conciliat familie și am spus, așteptați-vă, duceți-vă împreună la rugăciune, are nevoie și soția de rugăciune, are nevoie și soțul de rugăciune, rezolvați problemele împreună până la rugăciune și mergeți împreună la rugăciune. Asta e soluția. Frate se duce și mă lasă acasă singură, cu copiii, cu necazurile, și se duce la rugăciune și pleacă în misiuni și așa mai departe și lasă tulburare în urmă. Sunt împiedicate rugăciunile dacă nu este o stare de pace și de bună înțelegere în familie. Domnul să binecuvinteze toate familiile, să fie liniște, pace, să fie un an al familiei, un an binecuvântat, da? Ne apropiem de Domnul cu citirea cuvântului, ne apropiem de Domnul cu sfințenie, o viață de rugăciune, introducem cântările în casă să se cânte, cântăm spre slava Domnului, ne strângem, adunăm familia, copiii, nepoții, cei în vârstă, toți ne adunăm în jurul cuvântului, găsim un moment în acesta prielnic, fie la amiază, fie seara, și ne apropiem de Domnul și ne apropiem unii de alții. Și mai este o cauză cu care vreau să închei, iubiți frați și sorori, este o cauză, sigur, mai rar întâlnită, dar este o cauză, când este o sentință definitivă din partea divinității. Dumnezeu nu mai ascultă. Moise, cel mai evlavios om și omul rugăciunii, atât de mult s-a luptat pentru poporul acesta, s-a pus între popor și Dumnezeu și a spus, Doamne, dacă nu vii cu noi, nici nu mai plecăm de aici. Când Dumnezeu a zis, Moise, dă-i la o parte, nimicesc poporul acesta și din tine fac un neam mare. A spus, Doamne, ce o să zică neamurile? Nu vreau așa, nu. Mai bine șterge-mă pe mine din cartea care ai scris-o. Dar vină cu poporul tău, ce o să zică neamurile? Că n-ai fost în stare să duci poporul acesta. Și a fost într-o luptă puternică și a dus poporul până la marginea Canaanului. Și când se intre în Canaan, sentință definitivă. Moise, nu intri. Doamne! Și a început Moise și s-a rugat, nu odată, nu de două ori. Și Dumnezeu a spus, gata Moise, nu mai vorbim despre asta. Nu vei intra în țara Canaanului. Este această situație. E adevărat că mai rar întâlnită și noi întrebăm, Doamne, dar de ce nu s-a intervenit? De ce ne-am rugat atâta și totuși nu s-a finalizat? Am luat o hotărâre și rămân la ceea ce am hotărât, zice Domnul. Este o hotărâre definitivă. Sigur, asta nu v-am spus-o ca să vă descurajez, nu v-am spus-o ca să abandonați rugăciunea, îl înduplecăm pe Dumnezeu, se lasă înduplecat, dar sunt situații când Dumnezeu nu mai ascultă, e trasă linia, este făcut planul și lucrează după planul său, numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm, să-i cerem Domnul să ne dea lumină, să ne dea Domnul o viață de rugăciune, anul acesta să fie un an în care să ne apropiem de Domnul și Domnul să asculte rugăciunile noastre, să primească cântările noastre, Domnul să primească zilele de post, să le aducem înaintea Domnului, să fie un an de rod, un an binecuvântat, ca la sfârșit să putem spune la sfârșitul anului, Doamne, Tu ai fost cu noi, Tu ești locul nostru de adăpost de neam în neam. Ne rugăm înaintea Domnului și Domnul să ne asculte. Amin.